micuța noastră bună. Ai luat bun și ai luat și rău, mă. L-ai luat pe tăicuțul meu, mă. Iată ce momente emoționante, doamnelor și domnilor, acolo la cimitirul Belu, la parastasul pentru Ionela Prodan. Cristina, foarte mulți artiști, foști colegi de breaslă la Prodan, care iată au venit astăzi acolo. Un parastas fastos, un eveniment în toată regula pentru regretata sa mamă, organizat de Ana Maria Prodan. Cristina Mihailescu este acolo, te ascultăm, Cristina. Da, bine v-am regăsit. Este o zi adevărat specială, o zi în care este comemorată, iată, mare artistă Ionela Prodan, care ar fi împlinit astăzi frumoasa vârstă de 75 de ani, însă, în primul rând, este o zi extrem de emoționantă pentru Ana Maria Prodan, care, în primul rând, își comemorează în această zi mama, pentru că a iubit-o extrem de mult pe mama ei și a făcut tot posibilul pentru a o salva pe aceasta. Știm că a fost alături de ea la spitale din întreaga lume, a vorbit cu mari oncologi și a încercat să o salveze, însă iată că într-un final artista s-au strâns aici atât membrii ai familiei, dar și artiști, colegi de breaslă de Ionelei Prodan, care i-au fost alături pe parcursul vieții în concerte, au plecat împreună în turnee. Iată, vedem că a venit Elena Merișoreanu, care a și cântat puțin mai devreme o melodie în memoria Ionelei Prodan. De asemenea, este prezent aici Constantin Mogureanu, l-am văzut și pe George Udilă și foarte mulți artiști care i-au fost în primul rând prieteni Ionelei Prodan și care împreună spuneau că au fost la foarte multe aniversări de ale Ionelei Prodan. Sunt și foarte mulți oameni prezenți aici care nu au cunoscut-o pe artistă, însă i-au ascultat melodiile, au admirat-o, au fost la concertele acesteia de prin țară și tocmai de aceea Ana Maria Prodan a pregătit și câteva sute de CD-uri care la finalul parastasului vor fi împărțite oamenilor care au venit aici să-i aprindă o lumânare Ionelei Prodan și să-i aducă un buchet de flori. Sunt deja foarte multe lumânări aprinse pe sicriul acesteia și în urmă cu puțin timp a fost făcută și slujba de pomenire. Un preot a oficiat această slujbă, toți au cântat împreună Veșnica Pomenire și de asemenea a fost sfințită și coliva, așa cum se face de obicei în cadrul unui parastas. Am văzut-o pe tot parcursul acestei slujbe pe Ana Maria Prodan cu ochii în lacrimi, extrem de emoționată, abia își poate controla emoțiile și de asemenea nici nu poate vorbi în aceste clipe dureroase. Așadar, iată un parastas foarte mare, un parastas unde vor fi servite și foarte multe preparate preferate ale Ionelei Prodan.